Comentarii scriau. Te iau eu cu berul meu și ți arătoralul. Ultimul coment era de la un ala. Vă rog frumos, nu vă îmbătați prea tare în seara asta, că speed-ul i-am fost. Ați fost în speed? E foarte curat în speed, ca la mine sub pat. În speed nu poți să mergi trează. În speed te duci beat și zice, cu ce să fie șorba? La mână sau la picior, pute pe joc, fută cu Dumnezeu! Mulțumesc mult, Sega! Sunteți extraordinari! Bastă concurenților, felicitări organizatorilor și nu uitați, când aveți emoții, coborâți în holul de la Sega, o să vedeți chipurile decanilor și foștilor decani și într-un colț o să vă facă barbucea Sam din Hustler. Aplauze, frate! Am fost mulțumesc de vreme în spatele cortinei, scenei, cum vreți să-i spunem. Agitație foarte mare pentru că ai noștri concurenți întreabă oare ce urmează. Asta pentru că urmează într-adevăr o surpriză, o probă surpriză. Concurenții sunt invitați în acest moment pe scenă alături de noi pentru a fi puși la încercare. În cadrul probei surprize. Imediat vă explicăm despre ce este vorba, deocamdată așteptăm să vină concurenția alături de noi. Aplauze pentru ei, vă rog! Bun, acum am să vă lămuresc ce trebuie să faceți, da? Este foarte simplu, vom avea un bol cu bilețele. Bilețelele sunt numerotate de la 1 la 9, iar în spatele fiecărei cifre se află o probă. Fiecare pereche va trebui să aleagă astfel un bilețel și să ducă la îndeplinire proba corespunzătoare. Așa că, fără prea multă vorbărie, invităm prima pereche să își încerce norocul. Stați să vedeți ce se pune. Ce număr? Ce scrie acolo? 9, da? Ok, se pare că voi veți juca în continuare, vă veți juca cu mingea pe scenă în această seară. Mai exact, vă spun ce va trebui să faceți. Va trebui să pasați mingea dintre genunchii unuia între genunchii celuilalt de 6 ori, timp de 30 de secunde. Ok? Bun, perechea numărul 1 care reprezintă Brasilia. Aplauze, da, aplauze. Multă baftă! Mi se pare mie să ai așa asortat pantalonii cu Adida și lui. Nu? Da, ați vorbit? Balansul chiar! Bun, asta e o dată. A doua oară. Aplauze, vă rog, să descurcă bine, bine! Trei. Patru. Eu cred că voi trebuia să mergeți la stadionul la Casa de Cultură în seara asta. Încet, încet, nu-i grabă. Bun. Perfect, aplauz. Și acum tu trebuie să stai așa jumătate. Mulțumesc. Urmează perechea cu numărul 2. Care reprezintă în această seară Marea Britanie. Bun. Vă vom pune la încercare creativitatea. Veți avea 2 minute la dispoziție să vă creiți câte o ținută reciproc. Veți fi îmbrăcați cu câte o bucată de material fiecare, iar cu ajutorul unor foarfece va trebui să decupați ținuta dorită direct pe partenerul. Cu cât mai inventiv, cu atât mai bine, aveți grijă să nu creați și ce este sub pelerin, da? Eu, pentru început, aș face o gaură mare în mijloc, aș pune pe cap. Exact, ca prima mișcare. Începem! Vedeți? Fata este mai practică întotdeauna cu foarfeca, s-a descurcat, a pădurit, a așezat instinctiv, se întâmplă. În timp ce băiatul se mișcă și el mai cu talent un pic acum. Poate, poate să am uite. Să vedem, să
Am decupat, nu uitați că trebuie... Stai o secundă. Nu uita că trebuie să tai asta pe partenerul tău, ok? Trebuie să-l îmbraci cu ea, el să te îmbrace cu a lui, după care creativitatea se întâmplă când sunteți îmbrăcați cu aceste viitoare haine sau nu știu. Eu de ce plus să-ți apăcut, vezi? I-am văzut ca fetele să pună băieților cămașe de forță, cred. Ar fi o idee. Deci, i-a făcut și inimioara. Vedeți, deci... Avem o poartă pentru tine, dacă vrei poți să decupezi anumite bucăți, nu știu, ca o sugestie din partea mea, cum vrei tu. Băieții toți să decupeze, nu? Tot să taie. Normal. Și cred că mai aveți vreo 30 de secunde cel mult. N-am cronometrat, dar ne grăbim un pic. O ținută drăguță pentru o fantomă. Casper, mai aplauze vă rog pentru cea de-a doua pereche și momentul lor. Ei reprezintă Marea Britanie. Urmează perechea numărul 3, reprezentând Austria. Aplauze pentru ei. Bun, mă rog. Șase, da? Șase. Ok. Se pare că voi veți avea o sarcină mai aparte. Sorin, tu va trebui să încerci să obrăjești pe Adriana folosind următoarele cuvinte. Între timp ați primit deja bilețelele. Cuvintele cu care el trebuie să obrăjească pe ea sunt simfonie, amor, ilegal, cerebel și cosmopolit. Imediat o să zic și cuvintele tale, deocamdată lăsăm pe el să te obrăjească folosind cuvintele pe care le are la dispoziție. Vreau frumos fiți atent la mine cum cucerți cuvânt, da? Deci, să fac o simfonie. Chiar pentru tine, amorul meu, draga mea, am o dragoste ilegală. Cu cerebelul meu, vreau să merg undeva, într-un loc cosmopolitan. E simplu. Hai că ai pus cuvintele, aplauze, simplu. Keep it simple, yo. E amorul scris, hai simplu. Ea va trebui să-l vrăjească pe el folosind următoarele cuvinte. Choco Flender, Pulan, Rupete, Pisi și Șustă. Haideți să auzim dialogul comic ce urmează. Un Chocoflendere, ești cel mai frumos băiat. Ai Pulan, Rupete. Vorba ta preferată, Rupete, m-a cucerit. La toate fetele le spui Pisi. Da. Eu aș fi chiar cu... Hai să aranjăm o șustă. Te simți vrăjit? Ok, deci fără texte, fără vorbe, te-am vrăjit din sală. Perfect. Aplauze pentru cea de-a treia pereche! Mulțumim, Sorin, mulțumim, Adriana. Urmează perechea pe numărul 4, care reprezintă România. Multă parte. Unu,
Un joc foarte îndrăgit de studenți și nu doar de studenți, este vorba despre mimă. Fiecare dintre voi va mima un cuvânt pentru partenerul său, iar acesta va trebui să-l ghicească. Acum nu știu, trebuie să avem niște bineînțeles exact, astfel încât el să nu vadă cuvântul ei. Să nu-i șoptiți. Ce cuvânt? Ok, mersi. Da, tu primă. Ai un cuvânt, nu? Girafă. Oh, bravo, bravo! Așa vrei. Tu. Conduci. Te opri. Semn de circulație. Semafor. Bravo! Aplauze! România Vestri s-a descurcat care este numărul 4. Care reprezintă România în această seară, domnul Zimbrilor. Urmează perechea numărul 5, care reprezintă Argentina. Multă baftă! Numărul 7. 7. Ok. Proba asta este un pic mai specială. Domnul Loriu va avea o activare prinsă de talie, iar Laura un polonic. Iar împreună veți găti studențește. Cum? Timp de un minut, Laura va încerca să facă cât mai mult zgomot prin lovirea polonicului de tigaia Vladului. And no hands! No hands at all! E tare! Într-adevăr, un istoric. O să te miști doar lateral sau și în față și scurt? Nu da cu microfonul ăla, te sfătuiesc. Nu e bine pentru regulile noastre. Nu trebuie să stați așa, dacă vreți schimbați poziția. Dar hai să schimbăm și poziția, măcar să registrăm, dar nu trebuie început așa, nu? Așa e, perfect. Aplauze, vă rog! Momentul serii, până acum. Mulțumim, mulțumim! Recunosc că i-aș fi lăsat vreo oră, așa, ne-am fi distrat, sunt sigur. Mersi mult, perechea cu numărul 5. Ana? Urmează perechea cu numărul 6, care reprezintă Rusia. Multă baftă și vouă. 4. 4? Da. De când așteptam asta? Ok. Să vină Heliu! Avem Heliu seara asta! O să ne distrăm bine de tot acum, asta vă garantez. Deci, vă spun ceva. Porica mea este mică de la Tudorica. Și nu trebuie să s-a nimerit în halul ăsta să ai un bilet cu mică. Să vedeți ce urmează. Nu știi așa, zic că nu le-a fost ca la Monica. Mă mai ai venit, mai? Poate mai am putenea. Eu sunt sigur că mai am. Ok, poți să zici Kiss FM? Kiss FM, mergem mai tare. Ok, merge. Cam atât, să nu exagerăm, bărbun. Cine știu? Ai ghițit? Viteză Valentina. Mulțumim pentru perechea că numărul 6, aplauze, bă domnule!